De multe ori nu suntem în situație cum este Igor, este mai înalt decât mama, decât tată, poate să ajungă până la tavan, dar țin minte când era încă foarte mic și îl purtau în brațe, când încă putea să fie purtat în brațe. Aceleași lucruri se întâmplă și în viața noastră, în viața fiecărui om. A fost timpul când mama putea să îl poarte în brațe. Maia, poți acum să îl iei în brațe, să-l duci? În acest caz, ce face mama? Igor, culcă-te. Când copiii cresc atât de mari sau oamenii care au venit în biserică, la început sunt smeriți, ascultători, dar pe urmă învață din ce parte se deschide Biblia și capătă părerea proprie. Încep să contrazică, încep să se împotrivească. Se întâmplă așa? Înțelegeți? Cine stă în spatele acestor lucruri? Și în acest caz, ce rămâne mamei să facă? Există timpul când responsabilitatea este a pastorului, a părinților, a slujitorilor. Și cum vin unii oameni și spun, dar tu, pastore, trebuie și mai departe să ai grijă de mine. Eu zic, eu mai mult de 20 de ani am grijă de tine. Tu deja ai 50 de ani și tu vrei că eu mai departe să am grijă de tine? Cum se numește aceasta? Sunt multe denumiri. Ce rămâne mamei să facă? Poate ea să rezolve singură? Nu, ea începe să se roage. Oricum, se îngrijește de el. Încearcă să-l tragi de picior. Poți? Este mai complicat decât în copilărie. Cu siguranță. Cu cât mai mult efort acum trebuie, mult mai mult. Înțelegeți, da? Și spatele va forța și tot nu-l va mișca. Hai să-l chemăm și pe tată. Ia de alt picior. Stați. Dar el se împotrivește. Împotrivește-te. Dar Vera, ia-l de mâini și nu lăsa. Trage-l în altă parte. Cum vi se pare? Cu ce aceste lucruri se deosebesc de lumea spirituală, când oamenii vin și încep să se împotrivească? Pastorului în biserică, cresc coarne, îi spun, tu pastorul dansează în jurul meu. Ei pot așa o zi întreagă să chinuie. Și chiar dacă vor reuși, pe el și pe ea, pe urmă ei trebuie să culce. Ei nu mai pot pe nimeni nici să poarte, nici să tragă. Dar dacă el este un slujitor, mai are încă 10-20 de oameni, sau este pastor, de unde să ia putere și pentru ceilalți? Dar el stă culcat și spune, hai! Cum se întâmplă că la mine vin unii și spun, ai grijă de mine, pastore, Iisus avea grijă de ucenici și tu trebuie să ai grijă. Înțelegi ce se întâmplă? Cineva s-a regăsit? Dar ce se întâmplă în realitate? În realitate, noi ajutăm omul să se nască, să fie mântuit, cum părinții ajută copilul. Ridică-te, Igor, mulțumesc! Ajutăm copilul să se dezvolte, să învețe singur să mănânce și alte lucruri să facă și pe urmă tot mai puțin este nevoie să fie purtat în brațe, nu mai trebuie să-l ștergi la fund, să-l hrănești cu linguriță, el deja trebuie să facă singur aceste lucruri, înțelegeți? Nu să lupte cu părinții să se împotrivească. Acest exemplu arată în totalitate situația spirituală și trebuie să vă uitați bine cu ce vă ocupați. Ori voi, ori mediul în care sunteți, ori biserica voastră de casă. Și nu contează cine ești, deoarece de multe ori când vorbesc, fii cu simple credincioși, fii cu slujitori, cu pastori, eu văd ce duhuri sunt, încep să vorbesc, dar oamenii deodată se ascund ca un melc. Ce aveți în vedere, pastore? În legătură cu aceasta, din medicină, este dezvoltată o tehnică întreagă care să ajute doctorii. Nu știu cine va ajuta pastorii, nu există asemenea tehnici. Și ei spun, vine pacientul, vorbești cu el, ai ajuns la împotrivire, el s-a închis, a luat cochilia melcului și gata, nu vrea să vorbească. Și doctorilor se recomandă să-l întrebe, ce este acum în mintea ta? Și el răspunde, nimic. Ați mai auzit? Mai ales liderii.
Pastorii știu acest răspuns renumit. La ce te gândești? La nimic. Eu spun, puneți următoarea întrebare pacientului. Dar cum nimic poate să fie în mintea unei creații lui Dumnezeu atât de minunate? Și eu spun, Stanislav, dar noi avem o predică minunată, nimic distruge voia lui Dumnezeu. Aceasta este o capodoperă minunată a medicinii, a Duhului. Ascultați-o mereu. Dacă asemenea lucruri sunt recomandate ca să ajute doctorii, ce să faci cu un asemenea pacient? Cum nimic poate să locuiască în mintea ta? Doar ești atât de minunat, măreț. Vă mulțumesc, pastore, că Duhul Sfânt așa vă conduce și din timp cunoașteți toate lucrurile. Slavă Domnului că ne eliberați din timp. Trebuie să ne gândim foarte serios unde ne aflăm, cu ce ne ocupăm. Nu contează dacă ești un lider, un pastor sau un preot, deoarece și ei erau lideri, conducători, împărați și așa mai departe. Țineți minte, Ioan Botezătorul îl mustra pe împărat, Iisus îi mustra pe preoți, pe cei care aveau putere, aristocrați. El spunea clar, ceea ce faceți voi sunt lucruri diavolești. Voi împliniți planurile diavolului. Amin. Noi trebuie să fim deștepți, trebuie să înțelegem aceste lucruri și să ajutăm alți oameni. Ce mai trebuie să știm? Că Iisus ne-a dat toate răspunsurile ca să fim fericiți în fiecare domeniu. Diavolul a venit ca să fim nefericiți în fiecare domeniu.